Dragnea, scos din serite de declaraiile ministrului de finanțe, nu comentez gândurile lui Teodorovici. Mai poate nie. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, recent, ce guvernul va adopta până la sfârșitul lunii aprilie două ordonanțe de urgență privind achizițiile publice care vor schimba radical acest domeniu, urmând să fie înființată o nouă structură care va centraliza toate nevoile instituțiilor. Aflat la Focani, Liviu Dragnea a fost invitat să comenteze declaraiile ministrului de finanțe. Nu-mi permit să comentez gândurile domnului Eugen Teodorovici. N-am această capacitate să intru în mintea colegilor mei, dar în ceea ce privește achizițiile publice, undeva până în 15 aprilie, o să avem pachetul gata. Trebuie să simplificăm procedurile, i s-a găsit deja forma. Trebuie să dăm posibilitatea pereilor contractante, care vor să realizeze investițiile, se poate începe lucrările, i se le duc la capte. În ceea ce privește unitatea de achiziții centralizate, eu n-am nimic împotriv. Poate să fie o idee bună, dacă se refer doar la administrarea centralii pe anumite domenii. Punct. O abordare înțeleaptă este să ai acest plan, este foarte bine. Pornete cu un proiect pilot, pornete cu un domeniu. Eu zic mai înălepti mai cu atenție, a spus Liviu Dragnea,